9 august 2023. Am venit să pun un pic de turtă la albinuță și totodată să vă prezint o familie. E un roi de anul acesta cu o matcă roșie, roșcată. Am împachetat un pic, le răcoare la albinuțe, fiindcă s-au răcit nopțile, chiar și zilele s-au răcit, nu mai e cald, să-mi caut unealta. Până și de la această colonia am extras miere. Îmi place cum este organizată ea așa. Să văd dacă e necesar să mai strâng cuibul un pic. Polizat, e frumos. Acestea sunt rame care au fost extrase. Adică acum nu mai blochează cuibul, fiindcă are spațiu suficient. Acesta a fost interesul. Este o albină foarte cuminte, nu sare când umbli la el. Poți lucra foarte comod cu astfel de colonii. Că nici nu este albină în stup. Am mai adus un pic de nectar aici. Mă interesează zona cuibului, să văd cât puietarea. Aici este cuibul și prima ramă cu puiet. Puiet foarte, foarte fain. Deci o albină foarte, foarte liniștită. Iată, aici avem puietul frumos, coroniță de miere. E o plăcere să lucrez cu astfel de colonii și acum minți. Da, asta m-a interesat, să văd dacă are spațiul acela de a depune ouă. A eclozat și a luat matca înapoi. E perfect.
Iată o altă ramă frumoasă cu cuier. Foarte, foarte fain cuier până aici. Frumos. Și pe această parte. Bine, acum nu numai cuietul căpăcit îl urmărești, să ai ouă, larve. Fain de tot. Da, aici avem larve, frumos. Aici, în zona aceasta, avem loc pentru larve. Și cuiet căpăci. La fel și în partea opusă. Deci aceasta este o matcă roșcată. Dar are patru rame de puiet. Sau cu puiet. Sau parțial cu puiet. Aici avem o ramă faină, faină, cu păstură. Și dacă nu mai dai deloc hrană proteică, aici există păstură. Deci toată această ramă e plină, plină cu păstură. Să văd dacă a secționat cuibul, un, două. Patru rame cu puiet. Da, atâta este. Și aici încă este spațiu pentru a mai pune un pic de nectar. Ce mai găsesc ele prin natură. Aici o colonie care va ierna undeva pe 5 rame, da? Arată foarte, foarte bine. Și aici avem o ramă cu păstură. Această ramă cu păstură eu acum am să iau. Dau în partea opusă a cuibului, să fie lângă puiet. S-ar putea ca tuta proteică care o dau eu să zicem așa, mai de frumusețe. La câtă păstură văd că are această colonie. Bun, deci cuibul este pe 4 rame. Dar e foarte fain că depune ouă, are puiet larvar și puiet căpăci. Aceste rame îi le las la îndemână, sau aș putea să restrâng un pic. Da, e foarte fain albina, adică blândă, blândă. Foarte frumos. Hai să-i dăm niște turtă.
dacă Albina este interesată de ea. Atâta. Da, este interesată. Cred că o să țină mult și bine această fruntă. Bun. Deci o colonie foarte faină. E o mască cumpărată anul acesta. Roșcată. O să ierneze undeva în 4-5 rame. Cam asta este, în perioada asta nu prea ai de ce să îi mai deranjezi. Dacă vrei, arunci acolo o turtă. Dar se descurcă ele și fără acele turte dacă nu le dai. Este foarte fain. Bine, nu mai lungesc filmul. Astfel arată colonia. Se pare că, cum am procedat anul acesta cu cuiburile, adică să nu fie blocate, chiar dacă are o cantitate mai mică de miere, se va rezolva problema, nu e, mai e timp până în octombrie. Și cam atât. Până data viitoare, numai bine!